Bună ziua, dragi prieteni! Problema pe care vă dădusem data trecută pentru rezolvare acasă avea următoarea diagramă care se vede pe tabla demonstrativă. Spunea că albul mută și dă mat în 5 mutări pentru o frumoasă combinație. Haideți să vedem care sunt mutările pe care trebuie să le parcurgă albul pentru a da acel mat. Se vede că negru are un avantaj material substanțial față de alb, dar din fericire albul este la mutare și vom vedea cum mută. Prima mutare a albului va fi cu dama din D4 la D6 și dă un șah. Unde credeți că are scăpare regele? Prima dată ar putea să mute în C8, dar dacă vine în C8, sigur va primi matul în C7. Și atunci el este obligat să mute în A8. A mutat în A8, a doua mutare a albului va fi un șah cu calul în C7. Observați că îl obligă pe regele negru să mute în B8. Acum vine următoarea mutare, numărul 3 a albului, și dă un dublu șah. Șah și de la cal, șah și de la damă, și deci îl obligă să ducă iarăși în A8, pentru că dacă ar veni în C8, ar fi mat tot în C7. Și atunci el nu are încotro decât să plece în A8. A patra mutare a albului este foarte frumoasă, sacrificii de damă, și anume vine cu dama în B8, dând șah. Regele nu poate captura acea damă pentru că este apărată de cal, în schimb poate turnul să captureze dama. A capturat dama și vine matul frumos, mat sufocant, cum îi zicem noi, în care un simplu cal îl face mat pe regele advers. Asta a fost problema, sper că v-a plăcut, sper că mulți din astea ați reușit să o rezolvați acasă și acum o să facem o altă partidă, de fapt, o partidă scurtă, jucată din veche timpuri, adică mai exact în 1934, o partidă de șah prin care o să vedeți tot așa niște combinații frumoase și să urmărim această partidă. Partida este jucată între doi mari maestri internaționali și începe cu o deschidere cunoscută șahiștilor noștri și anume prin un gambit al damei. Sigur că albul fiind la mutare va muta pionul în D4, răspunsul este a negrului D5, următoarea mutare a albului este pionul la C4, asta este de fapt gambitul, că albul face un sacrificiu și dacă se acceptă e bine, dacă nu continuă partida. Negru va muta pion la E6, calul la C3, calul la F6. Până aici este un gambit al damei și nimic nu este greșit. Următoarea mutare a albului va fi pionul în E3. Urmează pion C6, calul la F3, calul de la B la D7, nebunul la D3, nebun la E7, amândoi și-au pregătit punerea regelui la adăpost și se efectuează rocada. Face albul rocada,
face și negru rocada. Așa. Și acum urmează o mutare frumoasă a albului, să zicem noi, după care urmează greșeala negrului. Și acum să vedeți ce se întâmplă. A mutat albul pionul la E4. E, capturează pionul din C4 negru, producând o greșeală, pentru că nu se capturează niciodată pionii laterali, ci pionii centrali. O să vedeți dumneavoastră pe parcursul partidei cât de important sunt acești doi pioni ai albului. Sigur, albul va lua pionul din C4, se mută turnul la E8, calul va veni la G5, și acum urmează o a doua greșeală a negrului, care îl duce la pierzanie, și anume atacă calul cu pionul din H6. Ei, acum operațiunile care urmează în continuare, în șah se numește prin sacrificiu, prin sacrificii, extragerea regelui, adică scoaterea regelui advers prin sacrificii succesive și atragerea lui către centrul tablei. Și face primul sacrificiu capturând cu calul pionul din F7. Atacând acest pion, vedeți dumneavoastră că a atacat dama, și atunci regele va captura calul din F7, un al doilea sacrificiu, nebunul ia la E6 dând șah, regele va captura în continuare, deci a doua piesă importantă a negrului, și acum urmează un șah în care regele nu are cum să se retragă înapoi spre adăpostul lui și este obligat ori să pareze acest șah, și asta și face, îl parează cu calul în D5. Calul va fi capturat de către cal, atenție, nu capturează negru calul din D5, deoarece va fi mat la următoarea, și atunci caută să se retragă. Se retrage în F7 cu ideea de a se duce iarăși la adăpost pe linia de fund. Dar acum se dă un șah prin deschidere, vedeți noastră. Regele, dacă se duce în F8, va fi, dacă pleacă în F8, va fi dat mat cu calul în G6. Și atunci el vede această mutare și mai prelungește cumva partida, mutând, unde credeți, în F6. Vedeți că el nu s-a mai putut retrage pe linia 8 și îl scoate în partea pe flancul regelui. Și atunci vine cu dama aici în E6, dând șah. Vedeți dumneavoastră că dama nu poate fi capturată pentru că este susținută de cal. Nu poate fugi decât în câmpul G5. Primește un nou șah în G6. Se retrage numai în câmpul H4 și urmează matul cu un simplu pion prin șah și mat. Vedeți dumneavoastră o partidă gândită, o partidă în care albul a făcut două sacrificii succesive cu două piese destul de importante, dar scopul final a fost atragerea regelui către centru și facerea lui în mat. O să vă dăm acum o problemă pentru data viitoare, să o rezolvați dumneavoastră acasă, o problemă tot așa cu mat în trei mutări, cu niște sacrificii. Și haideți să vedem și să notăm diagrama. Vă rugăm să notați diagrama problemei pe care o aveți acasă. Albul are regele la H2, dama la D4,
un turn la g4, peon la c3, la c5, d3, g2 și h3. Negru are regele în h8, dama în f6, un turn în c6 și peon c7, g7, h7. Problema, enunțul problemei este următorul. Albu mută și dă mat în 3 mutări. Vă urez succes, la revedere, ne vedem data viitoare.